Da, astăzi am decis să vă arăt comanda mea Sephora. Cineva mic și prăpădit a venit să mă ajute la unboxing. Și nu știu sigur dacă o să pot să scot. Vine într-o pungă Sephora plus într-o altă pungă, pentru că deja da, m-am uitat. Și aici avem produsele. Am comandat paleta Huda Beauty, care a venit foarte frumos ambalată. Ce mi-a mai trimis ei? Mi-a mai trimis așa o mostră. De fapt, sunt 3. Practic din sistemul lor de la clinic pentru tipul de piele 1 și 2. Eu mai am încă niște mostre, deci o să pun pentru altcineva. Mi-am mai luat un setting spray de la Make Up For Ever. Că pare că și Tasha vrea. Și mi-au mai trimis gol acolo. Mi-au mai trimis ei câteva mostre de parfumuri și ceva cremă. Nu e voie. În partea asta ai factura plus bonul fiscal. Nu e voie. Și un formular de retur în cazul în care vrei să trimiți ceva înapoi și nu ți-a pus exact ce vroiai sau nu știu exact cum funcționează în România. Și o să desfac și paleta și o să ne uităm la ea, dar nu o să pot aici pe pat pentru că cineva mic și prăpădit o să facă totul praf. Ne vedem în curând. Așa arată ambalajul exterior. Huda Beauty Desert Dusk Palette. Asta mi-am dorit foarte mult. Aici aveți și lista de ingrediente. Sper să focalizeze camera și un termen de expirare de 12 luni la această paletă și să o desfacem. Cred că ați văzut deja pe toate canalele social media cum arată, dar vă mai arăt. Este fața hudei și pe spate găsim exact aceleași ingrediente, de fapt, da. Găsim exact aceleași informații ca și pe spatele cutiei în care vine ea, adică pe spatele ambalajului. Iar când o deschizi, vezi, o vine cu un fel de plastic foarte tare pe care sunt iară ochii hudei și cu o oglindă destul de mare. Iar, tadam! Nuanțele arată foarte, foarte frumos și sunt foarte, foarte pigmentate pentru că m-am jucat deja cu câteva, nu știu sigur dacă se va vedea cam. Că m-am pus degețelele pe acolo. Și sper să focalizeze camera. Doar pentru referință, uitați. Și asta este minunat. Sunt așa de moi la atingere. Foarte, foarte frumoase. Am și făcut niște swatch-uri. Sper să fie reușite. Dacă nu, îmi cer scuze. Oricum o să caut și pe internet pentru că eu nu sunt prea. Dar vreau să vă arăt că mi s-a colorat, uite. Degeturile sunt foarte, foarte pigmentate. Am ceva probleme la cele mate. Mi se pare că nu se blenduiesc, poate chiar așa de bine, dar bine, nu sunt eu nici foarte învățată cu farduri foarte mate. Și știu că cu fardurile mate trebuie să ai o puțină experiență. Dar în rest sunt foarte mulțumită. Îmi place foarte, foarte mult. Până m-am machiat astăzi cu paleta de la Huda Beauty din nou, dar
curge un ochi foarte tare. Momentan sunt în mașină și aștept să mă duc până la un pick-up point Elefant să-mi iau o comandă. Ei, am ajuns acasă la Elefant, am luat și comanda de la Elefant. Am luat și comanda de la Elefant. Nu știu ce au pus în două pachete. Am luat o carte, este o incursiune în impresionism și este curentul meu preferat. Și tot de la Elefant am mai comandat un Stemat liquid lipstick în nuanța Midnight. Nu știu dacă focalizează. Yep. Și mi-am mai cumpărat și o revistă El pentru că era revista mea preferată și n-am mai avut-o de mult timp. N-am mai citit-o. Și iese de aici. Este o mostră de fond de ten. Nuanța 2R2C Vanilla Rose. Nu știu sigur dacă va focaliza camera mea. Uite. Și dacă îmi deschidem pagina, uitați. Cine este aici? Sincer, o știu pe Ioana. Cred că ea e prințesa Polonic, din câte știam. Rest, îmi pare rău, chiar nu le cunosc și pe ea o mai cunosc. Mi se pare că ei sunt Ziana Negru. Dar în rest, îmi cer scuze, nu vă cunosc. Poate sunt doar modele. Altă ordine de idee, am început să citesc cartea asta, The Button Box, de Lynn Knight. Istoria femeilor în secolul 20, spusă prin intermediul hainelor pe care le-au purtat. Și m-a tras, am cumpărat din Hamburg, din Italia, a costat 10,99 €. Și m-a tras pentru că am citit foarte puțin aici prefața în care ea povestea că a găsit fosta cutie de nasturi a bunicii și din pricina respectivă a început să se uită la nasturi respectiv și a dat seama că erau din epoși diferite. Și a început să fac un mic studiu și prin intermediul acestui studiu ne descrie viața femeilor începând cu epoca victoriană. Ok, am primit această ojă de la Madame Glamnish, pe care nici nu se vede foarte bine. Am primit această ojă de la Madame Glam, cred că acum un an și ceva, sau mai bine. Și nu am deschis, sincer, coletul respectiv, pentru că eram așa între mutări, se numește High Standards, mi se pare. Am fost tot așa între România și Germania și coletul respectiv rămăsese acolo nedeschis, până când, acum, făcându-mi iarăși pachetele, hai, focusează-te, High Standards, ok. Desfăc un pachetul respectiv cu oje, am găsit acolo 4 oje, dintre care și asta. Și îmi place foarte mult. Este prima dată când o port, de fapt. Și îmi place. Îmi place culoarea, îmi place și luciul. Și n-am aplicat decât două straturi, dar este foarte opacă și dintr-un strat. Ceea ce mă bucură. Și s-a uscat foarte repede. Și în al treilea rând de idei, sau așa, vreau să încerc chestia asta. Lichid, rujul ăsta lichid Stay Matte de la Rimmel în nuanța Midnight, dacă se și focusează, ar fi bine. Dar parcă nu l-aș încerca astăzi, pentru că eu nu mă machiez chiar în fiecare zi și parcă nu aș avea chef, dar na. Ce să fac? E, asta este fața mea remachiată. Sper să nu vă speriați. Și nu știu dacă să încerc sau nu să încerc produsul respectiv. Aolea, vă pun prea mult pubic. Da, am aplicat până la urmă, dar sper să nu am nimic pe dinți. Mi se pare wow, foarte, mai ales așa că nu sunt machiată și primele impresii, mi se pare că se aplică mult mai ușor pe buze decât... Mai am o nuanță asemănătoare de la NYX
și se aplica destul de greu și era destul de o formulă foarte uscată. Asta e o formulă în fel foarte cremoasă, dar nu e complet opacă, deci eu am aplicat cam două straturi să ajung la culoarea asta. Ceea ce na, e ok dacă vreți să vă îndrăgostiți de o culoare ca aceasta. Dar, na. Parcă nu-mi place. Nu-mi place pentru că, dar nu sunt machiată, uite, se potrivește cu unghiile. Și mi-am pus între timp și inelul de logodnă și verighetă pentru că le țin de regulă pe noptieră în casă, pentru că spăl vase și mai muncesc pe aici și mai pun mâna pe alte chestii și mi s-a zgâriat destul de tare verighetă. Da, și așa asta este fața mea cu coșuri și cu roșață, pentru că suferă de roșață și acum, din cauza că vorbesc cu camera, sufăr și de o... Sunt o persoană foarte emotivă și sunt foarte emotivă și în momentul în care vorbesc doar cu camera, chiar dacă nu e nimeni în cameră. Adică, în camera propriu-zisă, în room, no camera. Da. Ah, hai să vedem dacă se ia. Da. Nu știu dacă vedeți firimiturile, dar nu e complet case proof. Bine, poate și din cauza faptului că nu am așteptat să se usuce poate de tot, de tot, de tot, dar se observă acele firimituri. Dar în rest, este un pic și de culoare când trece așa. Și poate m-am făcut și pe dincolo. Dar, da, n-am așteptat încă, poate să se usuce complet. Stam la Helga și m-a luat așa amuroarte și am încercat niște rujuri lichide și nu chiar lichide, că unul nu este, de fapt două. Asta cred că e un gulos, lichide poate toate trei. Avem de la NYX, nuanța Transilvania. Și este chiar prima. Avem de la Rimmel, Stay Matte, nuanța 800 Midnight. Dacă s-ar fi făcut, o să ar fi bine. Avem de la Sephora un lip lacquer, zic ei. Este foarte vechi, nu chiar foarte vechi, dar are vreo 3 sau 4 ani. Este al treilea. Al doilea este Midnight, am uitat să zic, de la Rimmel. Și un ruj normal, nu este un ruj lichid. Rouge Cream de la Sephora este un mini baby pe care l-am primit la o comandă. R23 Cross este chiar ăla care nu e din aceeași ligă de rujuri lichide. Ce vreau să zic, după cum nu știu că vedeți, primul este NYX Transylvania. Este destul de... nu foarte uniform, nu se aplică foarte uniform, la fel ca și al doilea de la Rimmel. Al treilea nu se usucă pe buze, deci rămâne așa, este un... Nu este chiar un ruj lichid, este așa o formă de lip gloss foarte opac. Era chiar pe la începutul când apăruseră rujurile astea lichide. Iar cel de-al patrulea nu este de fapt un ruj lichid, este un ruj normal, dar care este foarte cremos, foarte opac și surprinzător rezistă cel mai bine pe buze. Deci am șters de fapt, pentru că aplicasem două straturi acel de Rimmel și l-am șters pentru că mi se vedea că se fac căței mulți, dar să fac iarăși. Și vedeți că s-a luat puțină și culoare. Da, hai să fim serioși. Dacă vrei să porți acest ruj pentru că vrei să pleci dimineața din casă și vrei să stai la muncă și poate hai că-l mai reaplici o dată sau de două ori pe zi, dar cam o dată la reaplici. Asta va trebui să fii constant cu oglinda după tine pentru că se fac tot felul de frecăței și se face așa... Nu o imagine foarte apetisant a buzelor tale. Sincer, îmi simt buzele așa de uscate. Bine, dar asta se întâmplă cam cu toate rujurile lichide. Astea lip stain-uri. Dar îmi simt buzele mai uscate decât de obicei și
Astea, frecăția astea mă induc în eroare. Nu mă induc în eroare, dar mă enervează. Cu cel de la Nix, nu mai țin minte dacă se făcea o frecăție, pentru că l-am testat destul, cred că anul trecut l-am cumpărat. Ce pot să zic, dacă nu se usucă la fel de repede pe cum cel de la Rimmel. Asta am mai zis, cred că de 1000 de ori. Și ce m-a surprins cel mai mult atunci când am primit mostra asta de la Sephora, în nuanța Outdoor Stray Crush, e că l-am purtat o zi întreagă și am plecat dimineața din casă și m-am întors seara și am și mâncat și am aplicat doar o singură dată, am reaplicat produsul pe buze și nu se dusese de tot. Și apoi am mâncat ceva, o supă foarte uleasă, mi se pare, și nu s-a dus tot așa, foarte, foarte urât. Deci, concluzie, cred că îmi plac mai mult rujurile normale decât rujurile lichide, deși încerc de foarte mult timp să găsesc rujul lichid perfect care stă acolo pe buze. Voi l-ați găsit? Sunt la plimbare cu Tasha. Sunt la plimbare cu Tasha în Giorgio și... Da, este un peisaj nu foarte... de metropole, dar asta e. Am ieșit afară pentru că am editat toată ziua și simțeam nevoia să ies la aer curat, așa că am ieșit cu Tasha la plimbare. Am făcut o comandă la H&M și bineînțeles că vine cineva mic și mă ajută. Am comandat o roche vișinie și care, să zicem că era o inspirație DVF, pentru că este o roche așa petrecută. Așa arată, este culoarea bine, este toată șifonată acum și da. În fine, și am mai comandat ceva, dacă pot să-l scot. Ah, fără să ia Tasha ceea ce am pe aici. Nu e voie, nu e voie. Este așa un pahar din plastic în care vreau să-mi pun dischetele de machiante și ăsta se întoarce de fapt. Pa-pa! Da. Și am prins comandă gratuită pentru că era ofertă atunci pe site. Și nu știu ce cod are ăsta. Dacă vă interesează paharul. Ha-ha, a venit și Luna. Sper că a focalizat. Yay! Este vineri și editez vlogul pe care sper să-l postez, să nu mi se facă frică. Și vreau să vă mulțumesc dacă l-ați vizionat. Și o să încerc să mă filmez și fața, deși e foarte cam întuneric aici. Am dus aici la geam ca să vă zic sayonara și să vă mulțumesc dacă ați urmărit acest vlog. Bine, n-am prea... A avut eu foarte multe interacțiuni așa cu fața sau să vedeți alte imagini pentru că nu am prea ieșit din casă, sincer, deci ați văzut doar comenzile. Mâine am să plec în Germania, dar nu știu sigur dacă o să filmez drumul pentru că va fi destul de obositor și va trebui să mă concentrez la alte lucruri și o să văd pe viitor dacă vom mai face astfel de clipuri. Sper că v-a plăcut, vă mulțumesc încă o dată pentru tot, pentru vizionare, pentru comentarii, pentru like-uri, pentru tot ce vreți voi. Și vă mulțumesc și haterilor, și celor care îmi dați dislike, pentru că tot de-ai mei sunteți. Vă pup! Aveți grijă de voi! Pa, pa!